Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la această conferință de presă. Este important pentru noi acest lucru ca cazul Niț să fie mediatizat și, din start, vreau să mulțumesc întregii societăți, cetățenilor Republicii Moldova, care în aceste zile complicate pentru echipa de la Niț a fost alături de noi, cu numeroase apeluri telefonice, cu scrisori prin poșta electronică. Vreau din suflet să mulțumesc și celor lideri de opinie, reprezentanților societății civile, care putem spune cu certitudine că nu fac parte, nu sunt fanii postului nostru de televiziune, dar și-au exprimat atitudinea vis-a-vis și de politica redacțională a postului nostru de televiziune, dar și-au exprimat și punctul de vedere că nu este corect ca într-o societate democratică să se interzică dreptul la libera exprimare. Vreau să mulțumesc și reprezentanților misiunilor diplomatice, a structurilor internaționale care au lansat mesaje către autoritățile moldovenești să pună punct situației care s-a creat fără precedent în Republica Moldova, când se închide un post de televiziune care nu este incomod actualei puteri. Vreau să vă spun că, pornind de la evoluția evenimentelor din ziua de joi, din data de 5 aprilie, când CCA-ul a decis retragerea licenței postului de televiziune, situația a evoluat foarte rapid și foarte straniu. Trebuie să insist asupra faptului că atunci CCA-ul a luat această decizie în virtutea unui raport pregătit de monitorii de la această instituție. Vreau să atenționez asupra faptului că în concluziile acelui raport au fost indicat ca un punct de bază faptul că televiziunea NIT a lansat în repetate rânduri apeluri de nesupunere civică forțată, violentă, ceea ce nu coincide cu realitatea. Astfel de mesaje televiziunea noastră nu a avut niciodată lansate, nu doar în acea săptămână 3-9 februarie când a fost realizată monitorizarea, dar niciodată în activitatea acestui post de televiziune. Pe parcursul întregii zile de 5 aprilie, acest mesaj potrivit căruia NIT-ul a lansat astfel de îndemnuri, a fost vociferat de mai mulți reprezentanți ai CCA-ului, membri ai CCA-ului. Pentru veridicitate puteți lua emisiunea, a fost o emisiune, dacă nu mă înșel, la Radio Chișinău, în aceeași zi, pe data de 5, unde reprezentantul CCA, Nicolae Damaschin, insistă asupra faptului că licența a fost retrasă pentru aceste îndemnuri de nesupunere civică a cetățenilor violentă. Straniu, a doua zi, imediat cum apare în monitorul oficial această decizie, de fapt este stranie și apariția, deoarece știm care este procedura, de fapt monitorul oficial se acumulează pentru tipografie în ziua de miercuri. Totuși s-a tărăgănat la tipografie cu editarea monitorului oficial, în special pentru a include această decizie care a fost straniu redactată. A dispărut această noțiune de nesupunere civică. Și mai straniu a fost faptul că chiar ieri reprezentanții CCA-ului lansează un nou mesaj potrivit cărora cel mai straniu, că NIT-ul a fost închis și în baza unor scrisori sau plângeri ale cetățenilor. Ori nicăieri în această țară nu există vreo lege care să indice asupra faptului că un post de televiziune, indiferent care ar fi politica editorială acestui post, poate fi închis în baza unor scrisori ale cetățenilor sau plângeri. Din păcate, pe parcursul ultimilor 3 ani, NIT-ul nu a primit nici o scrisoare oficială, nici o înștiințare oficială în care CCA-ul să ne indice asupra faptului că cetățenii sunt nemulțumiți de activitatea NIT-ului. Cea mai stranie argumentare, cea mai neconvingătoare, cea mai sterilă. Ori noi am fost cei care în repetate rânduri ne-am adresat la CCA cu solicitarea de a lua atitudine față de prestatorii de servicii prin cablu, care, conform unei decizii a CCA-ului din martie 2010, sunt obligați să includă în pachetele sale obligatoriu toate televiziunile cu statut național, inclusiv NIT-ul. Noi am avut sute de plângeri din teritoriu ale cetățenilor, când oamenii se plângeau de faptul că cabliștii din teritoriu exclud NIT-ul. Iată, din 2010, dacă nu greșesc, prima scrisoare a fost adresată în luna august, la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Până în prezent,
nu am primit niciun răspuns de la CCA. Aberantă ni se pare și declarația de ieri a președintelui CCA în adresa misiunilor diplomatice. Domnul Pocaznoi, foarte straniu, indică reprezentanților misiunilor diplomatice a structurilor internaționale să nu ia atitudine față de cazul NIT. Ori deja domnia sa împreună cu colegii săi sunt cei care interpretează Constituția. Dreptul la exprimare este stipulat în Constituție și noi ne l-am exercitat. Noi nu putem afirma că suntem curați ca lacrima. Ori nu cred că există vreo structură mass media care nu a avut nicio abatere, fie mai mare sau mai mică. Oricum, să luăm un caz recent. În ultimele două zile, mai multe posturi de televiziune, ziare, agenții de presă au mediatizat un eveniment despre un blogger. S-a făcut mare tararam, au vorbit oamenii la cel mai înalt nivel și au spus punctul de vedere că este un grăunte de adevăr. S-a constatat aseară că acest blogger s-a amuzat pe seama statului Republica Moldova. Asta înseamnă că toate posturile de televiziune, de radio sau agențiile de presă care au mediatizat acest lucru trebuie astăzi închise? Noi de fiecare dată, în reportajele noastre, ele nu sunt excluse de pe site, puteți să verificați arhiva de material video, să vedeți de câte ori reprezentanții actualei puteri au refuzat să ne ofere o opinie. Noi avem aceste lucruri înregistrate pe video. Dacă sunteți interesați, noi putem să vă le oferim. Nu o singură dată s-a afirmat de la cele mai înalte tribune, și la figurat și la direct, când spun de tribune, că NIT-ul trebuie închis. Să ne amintim de declarațiile ex-interimarului Ghimpu, care și în platoul radiodifuzorului public a indicat CCA-ului să închidă NIT-ul, și de la tribuna Parlamentului. S-a făcut același lucru și de la etajul 5 de pe strada Pușkin, mă refer la clădirea Guvernului. Dacă ați participat la aceste evenimente, sunt sigură că ați remarcat și dumneavoastră atitudinea celor mai înalți reprezentanți față de jurnaliști de la NIT. Când public li se refuză să se ofere punctul de vedere, când pentru a afla o opinie, paza de corp, nu un singur bodyguard oprește jurnalistul de la NIT, dar doi la o domnișoară. Atunci, cum putem noi afirma că această decizie a CCA-ului nu este una politică? Noi am afirmat în aceeași clipă că este o decizie politică, sub presiune politică, spunem același lucru și astăzi. Straniu este că imediat apare decizia, imediat apare publicată în Monitorul Oficial, în aceeași zi se deconectează toate emițătoarele. Adică trebuie să recunoaștem că atunci când se produc evenimente de rezonanță, există o linie de subiect, cum îi spunem noi în jurnalism. Adică trece o zi pentru o procedură, trece a doua zi pentru o altă procedură. Aici s-a făcut doar totul în câteva ore. Straniu este și comportamentul celor de la Curtea de Apel. Ori în aceeași zi, când a apărut decizia în Monitorul Oficial, noi am contestat o instanță. În plus, am depus o cerere cu privire la suspendarea acestei decizii pe perioada examinării în fond a deciziei CCA. Conform procedurii, o astfel de cerere trebuie să fie examinată timp de o zi. Din păcate, ziua de vineri a fost atărăgănat, nu s-a examinat. Abia luni, spre seară, a fost respinsă această cerere. Noi, din nou, ne-am adresat la Curtea de Apel, deja completând această cerere, ori pe toată această perioadă, noi suportăm pierderi materiale, lipsa de emisie. Am indicat și aceste prejudicii materiale care sunt aduse companiei NIT. Aseară târziu, Curtea de Apel iarăși a suspendat cererea noastră. Am impresia că toate aceste îndemnuri ale reprezentanților celor mai înalte foruri europene, a Ambasadei Statelor Unite ale Americii, a reprezentanței ONU în Moldova, nu sunt auzite. Chiar și a liderilor de opinie care, cum am spus, nu acceptă politica redacțională a postului nostru de televiziune, dar toți au insistat asupra faptului ca justiția să aibă o atitudine foarte corectă. Din păcate, vedem că nu este tocmai așa. Sperăm totuși că nu
Nu va trebui să ajungem până la CEDO. Mizăm totuși că în această țară sunt judecători cu demnitate care, în virtutea împrejurărilor politice, își vor face cu respect și cu onoare, conform bucheiei lege, meseria. Nu suntem de acord categoric că suntem un post de televiziune politic. Or, a face politică pentru noi înseamnă a atenționa asupra faptului că din Republica Moldova se transportă armament ilegal. Amintiți-vă când postul de televiziune NIT a făcut primele reportaje la această temă, ce scandal s-a făcut la nivel înalt. Că NIT-ul minte. Până la urmă s-a constatat că NIT-ul nu a mințit. Când NIT-ul a pornit scandalul cu, nu scandalul, reflectarea situației cu cazinourile. Din nou, în plenul Parlamentului, că iarăși NIT-ul minte. Până la urmă ne-am convins că bugetul statului a fost prejudiciat. Amintiți-vă că NIT-ul a reflectat în edițiile sale nu o singură dată despre faptul cu procedurile de vot deschis la alegerea șefului statului. Până la urmă ne-am convins că Curtea Constituțională a declarat neconstituțională acea procedură de vot. NIT-ul a fost cel care a vorbit despre optimizarea școlilor. Putem merge astăzi în raioanele Republicii, prin satele țării, să vedem că școlile au fost închise. Și ne punem întrebarea unde a mințit NIT-ul. Or, a critica nu înseamnă a fi un post de televiziune rău. A critica înseamnă un sprijin pentru actuala putere, actuala guvernare, să se sesizeze și să ia atitudine ca să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor Republicii Moldova. Or, singurul nostru interes este interesul cetățenilor. Dacă vor apărea întrebări pe parcurs, nu vreau să domin această conferință de presă. Eu vreau să vă întreb ce faceți mai departe. La această oră, echipa NIT-ului se află în concediu forțat, deoarece, cum am spus, fiecare zi fără emisie este un prejudiciu material. Or, televiziunea NIT a funcționat întotdeauna doar din veniturile din publicitate, din activitatea comercială. Și acum, chiar dacă suntem în concediu forțat, vreau să vă spun că din prima zi noi toți mergem la serviciu. În cazul adică, în care veți câștiga instanța de judecată, cine va plăti despăgubirile? Primul care va trebui să achite toate prejudiciile materiale este întreprinderea de stat radiocomunicații, care, apropo, a fost atenționată chiar în aceeași zi când a fost depusă cererea în instanță. Reprezentanții companiei au fost nu prin scrisori, nu prin telefoane, au fost cu pachetul de documente la radiocomunicații și au prezentat: stimați domni, avem înregistrat o acțiune judiciară, atâta timp cât în instanță se examinează acest caz, dumneavoastră nu sunteți în drept să suspendați emisia NIT-ului. Din păcate, legea pentru ei a fost inferioară decât indicațiilor de telefon. În primul și în primul rând, radiocomunicațiile. Dacă puteți să spuneți public, cât îi prejudice pentru o zi fiind suspendată emisia? Care este? Suma este, Veronica, calculată, dar vedeți că este vorba de agenții economici care au contracte cu televiziunea NIT și în aceste contracte este indicat confidențialitatea sumelor. Atunci când se ridică ca să achităm salariile și serviciile care le consumăm noi, adică serviciile pentru emițătoare, achităm pe lângă salarii agențiile de presă, adică pentru o existență, iată aici, este aproape majoritatea colectivului. Noi suntem o echipă foarte micuță, mai sunt și ingineri, mai sunt și traducători, dar pentru o existență modestă putem să ne acoperim cheltuielile noastre. Salariile, cred că acum, la ora actuală, dacă să luăm din experiența altor posturi, salariul mediu la NIT este mai mic ca la instituția publică audiovizuală. Credeți, așa, știind situația din țară, credeți că o să câștigați sau? Dacă e să fiu sinceră, de la toate tribunele din această țară se spune că tindem spre democratizare. Or, democratizare nu înseamnă nici de cum închiderea unui post de televiziune care este incomod, care pune uneori degetul pe rană. Noi totuși sperăm că instanțele din Republica Moldova își vor face cu demnitate meseria, vor lua o decizie corectă și, indiferent de indicațiile telefonice care parvin la CCA,
în alte structuri, noi sperăm totuși că Republica Moldova are viitor. O țară care nu respectă legea nu este o țară care poate să aibă viitor. Dar dacă este scopul lor să distrugă această țară... Încă o întrebare, doamnă Răileanu. Directorul CCA Marian Bocaz nu a declarat ieri într-o conferință că postul de televiziune NIT pe o perioadă... Vă mulțumesc, o întrebare foarte bună. Vreau să-i reamintesc pe această cale domnului Pocaznoi că au fost și alte monitorizări a altor structuri neguvernamentale despre care domnul Pocaznoi a uitat să vorbească sau nici cei de la CCA nici nu le-au studiat. Societatea civilă pentru alegerile parlamentare și pentru alegerile locale din anul trecut. Adică au fost și alte organizații neguvernamentale care au făcut în repetate rânduri conferințe de presă, care din păcate nici nu au fost mediatizate, dar nici nu au fost luate în seamă. La capitolul monitorizare de care vorbiți dumneavoastră, vreau să vă spun că calificăm aceste monitorizări tendențioase. Ori revin iarăși la același raport care a fost prezentat în data de 5. Concluzia. NIT-ul a făcut astfel de declarații, de chemări și în decizie despare acest lucru. Deși probabil consultantul superior al CCA-ului care a studiat decizia a văzut că este un punct șubret și l-a lichidat. Iar membrii CCA, mergând pe la instituții de media, totuși declarau că noi am făcut astfel de afirmații. Adică au fost impuși probabil prea repede să iau o astfel de atitudine și nu s-au pregătit colegii noștri de la CCA. Ori la intervalul de 2 zile să apar cu o declarație că în bază de scrisori a fost închis un post de televiziune este cam ridicol. Și în plus domnul Pocaznoi a mai declarat ieri că în ultimul timp, mai bine zis, în ultimii 3 ani, CCA-ul a depus eforturi enorme pentru a salva acest post de televiziune. Le mulțumim pentru acest ajutor, o dată în lună sau o dată în 2 luni, câte o sancțiune. Asta nu este ajutor. Mai ales că a fost și o minciună ieri. Sunt 10 sancțiuni și domnia sa a spus că NIT-ul niciuna n-a câștigat-o. Este un adevăr. NIT-ul are câștigate 3 sancțiuni definitiv în instanțele moldovenești, NIT-ul a pierdut doar un singur dosar pe o sancțiune. În rest, celelalte sunt în examinare. Ori știți foarte bine că există o procedură în aceste instanțe. Mergi la o instanță, dacă nu ești de acord, o sesizezi într-o altă instanță și tot așa te întoarci iarăși la prima instanță. Adică celelalte sunt în examinare și nu putem afirma că NIT-ul nu a câștigat nici într-o instanță. Noi avem 3 dosare câștigate de la CCA. Dar cât este de adevărat afirmația, fiindcă s-a preconizat în presă, s-a zvonit în presă că este pe rol la Consiliul Superior al Magistraturii cererea de suspendare a emisiei de postului NIT TV. Asta este o sancțiune mai veche a CCA-ului. Din 2011, din toamnă, noi am contestat-o și ea este în examinare. Noi și în același caz, noi vom demonstra că nu avem nicio vină, că s-a procedat corect. Ori vă spun că calea care a parcurs decizia sau mesajul din ședința CCA nu coincide cu decizia. Adică s-au pierdut anumite elemente pe parcurs, au mai fost modificate, au mai fost consultate. Adică au fost luați probabil membrii CCA luați prin surprindere și li s-a spus foarte clar, stimați colegi, urgent rezolvați problema cu NIT-ul. Și ei nu prea au calculat bine mesajul care trebuie să fie lansat în societate. Unii blogeri au postat pe internet că precum că frecvențele NIT, anumit Canal 3. Atâta timp cât frecvențele aparțin NIT-ului, cât se află în proces de judecată, ele nu pot fi luate. Dar deja nu ne mai miră nimic. În condițiile în care Radiocomul, știind foarte bine, având pachetul de documente că NIT-ul a contestat această decizie, Radiocomul a suspendat totuși emisia, nu poate să ne mire nimic. Atunci când vom afla că nu dea domnul, că frecvențele noastre sunt puse la concurs, atunci deja putem vorbi de la acest subiect. Dar odată ce ele nouă ne aparțin și în continuare, noi nu putem spune că să mergem pe zvonuri. Adică, în cazul în care veți pierde definitiv orice proces de judecată, veți mai participa la concurs pentru frecvențe? Este CEDO pentru asta. Păi în cazul în care și CEDO, vorbesc chiar de instanța urmă. În ceea ce ține de mass media,
instituțiile europene au o atitudine foarte adecvată și vedeți și reacțiile deja care au apărut în presă, făcute publice de, îi revin, la reprezentanța ONU, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Secretarul General al Consiliului Europei, alte structuri. Înțeles, sunteți optimiști și credeți că veți câștiga. Vedeți vreo îndoială pe chipurile noastre? Nu, vreau. Nu? Nu, noi suntem oameni responsabili. Oameni care ne respectă meseria și oameni care ne vom face și în continuare meseria, cu aceeași demnitate, cu același respect față de cetățean. Desigur, s-ar putea să fim un pic mai insistenți atunci când vom dori să obținem o opinie, o reacție la o anumită situație. Chiar dacă ne vor opri bodyguards, vom merge și peste bodyguards, așa încât să obținem orice declarație. Să asigurăm pluralismul. Noi întotdeauna ne-am dorit acest lucru, dar din păcate vă spun că au fost cazuri recente. Să nu uităm că în ajunge, când a fost luată acea decizie, după ședința guvernului, premierul și-a spus deja punctul de vedere public vis-a-vis de un jurnalist de al nostru. Deși a fost și aici poate fi interpretat. Pe de o parte, refuz să răspuns, pe de altă parte, apreciez profesionalismul jurnalistului. Ori acel jurnalist prestează pentru NIT. Înseamnă că dacă premierul a spus că respectă profesionalismul jurnalistului, acest jurnalist prestează pentru NIT. Un pic sunt cam întârziate, deși mai are șanse să se reabiliteze în fața consumatorului de produs televizat. Vreau să vă spun că la această oră noi am lansat luni o campanie de colectare a semnăturilor. Nu ne-am așteptat la o astfel de reacție, sincer vă spun, credeam că cetățenii noștri sunt așa mai calmi, mai modești. Vreau să vă spun că din toate raioanele Republicii s-au angajat, oamenii ne-au contactat și ne-au spus că noi acumulăm aici în teritoriu, nu trebuie să veniți dumneavoastră, adică să nu suportați cheltuieli suplimentare, venim noi singuri și vă aducem la Chișinău toate semnăturile. Și acum se acumulează sute de semnături. Ele vor fi prezentate CCA-ului și tuturor instanțelor și vom vedea câte plângeri are domnul Pocaznoi de la CCA în baza cărora a fost suspendată licența NIT-ului, ori domnia s-a declarat că din cauza scrisorilor NIT-ul a fost închis. Vreau să vă spun că noi astăzi avem sute deja de scrisori, sute de semnături și ele continuă să vină din toate raioanele. Скажите, пожалуйста, а перед закрытием вам не предлагали какой-либо компромиссный вариант? Допустим, сменить формат новостей, но ставить новости, что-то вот такое? До этого заседания я вам сказала, что мы получили отчет, который не совпадает с реальностью. И абсолютно ничего, никаких писем, никаких даже простых звонков, чтобы они сказали, ребята, обратите внимание на вашу деятельность, нам поступают звонки и письма, и люди недовольны вашей работой. Мы впервые об этом узнали вчера. Вот вы говорите, вы продолжите работу, а в чем она будет заключаться? У вас будет вещание в интернете, как это? В интернете мы не будем вещать, объясняю почему. Не из-за того, что у нас нет таких возможностей. Но в тот же день, когда Радиоком отключил наши передатчики, в тот же день поступил звонок от директора предприятия, который предоставляет нам эти провайдерские услуги. И он сказал, ребята, извините, мне придется вас отключить, потому что мне позвонили из органов, чтобы я вас отключил. Он очень достойный человек, потому что сказал, пока мне официально не прибудут документы, я вас не отключу. Но мы, чтобы не поставить под удар деятельность этого провайдера, мы сами решили, что наш сайт будет действовать только для того, чтобы выложить наше заявление. И все, что есть на медийном рынке нашем, если есть какие-то обращения в разные инстанции, то есть чисто как для коммуникатов. А конформ нормелор юридича, так юристу для вас пацан респондер, какой тип дуряза так процедура? Какая именно процедура вас интересует? А мне там, какой тип аптянит у самой эмита? Полгода, год, в зависимости от решения инстанции. Фактически сейчас действие разве коммуникация абсолютно является незаконной. Все время, в течение которого мы, скажем, находимся в споре с КСТР, они должны оставить наше вещание в таком же виде, как оно было до сих пор.
Значит, о время, скажем, как бы не работы, я сказать не могу, потому что у нас две инстанции, скажем, как быстро будет рассмотрено, я, увы, не знаю, к сожалению. Colegul meu, Vadim, vorbește ca și jurist, eu am să spun ca și jurnalist. Am spus din start că ni s-a părut stranie atitudinea celor de la Curtea de Apel chiar în prima zi. Conform procedurilor, ei trebuiau să examineze cererea de suspendare a deciziei CCA chiar în aceeași zi. Au tărăgănat-o vineri toată ziua, n-au examinat-o și tocmai luni, după mare, multe insistențe ale juriștilor companiei, totuși au examinat-o, nu știu cum, că în câteva secunde am primit și respingerea ei. Мы это будем обжаловать, безусловно, есть высшая инстанция, я думаю, она выскажется в частности по поводу определения апелляционной инстанции. Nu ne-am dorit totuși să ajungă acest dosar de la Curtea de Apel la Curtea Supremă de Justiție în 2 sau 3 luni. Uneori drumul este foarte lung de la Curtea de Apel la Curtea Supremă de Justiție și viceversa, de la Curtea Supremă de Justiție la Curtea de Apel. Nu ne-am dorit acest lucru. Noi vrem să revenim în spațiul de emisie audiovizuală moldovenesc cât mai curând, întrucât suntem dornici de muncă. Și mai ales că sunt atâtea probleme în societate. Majorări de tarife, majorări de salarii la unii demnitari și iată, n-are cine vorbi despre asta. Trebuie să se expună punctul de vedere oamenii din țară. Și noi avem mult de muncă, de muncit. Может, мы хотим похвалить Филата, когда в 2012 году объявят безвизовый режим? Да. Имеем право его похвалить, если он исполнит обещание. Обещаем это. Обещаем. Unele portaluri informative au dat o știre pe Noi, într-adevăr, sediul de bază al NIT-ului este pe Hâncești 53. Noi avem acolo o jumătate de coridor și un studio, cred că a patra parte din, din această sală, unde facem careva imprimări. Pentru producție, într-adevăr, închiriem un garaj care are un cerdac deasupra, o mansardă deasupra, este a unui cetățean care nu are nimic în comun cu Voronin, cum ați spus dumneavoastră. Este un cetățean care are semnat un contract cu noi și noi nu o singură dată am spus că conform contractului el are nevoie, adică este prevăzut în contract. Noi garantăm liniștea, venim, ne facem meseria. Știți că în colectivele de jurnaliști există și momente mai, cu tonalități mai ridicate și mai alergări pe scări și prin curte. Noi lucrul ăsta nu ne-l permitem, deoarece suntem pe teritoriul străin, omul are grijă de curtea lui, vă imaginați că el își mătură curtea ziua, sapă prin grădină, dar noi venim încetişori, intrăm în acest garaj, lucrăm acolo și ieșim seara. Adică suntem așa destul de cuminciori ca să nu deranjăm, mai ales că are și vecini. Apropo, vecinii vreau să vă zic că nu au nimic în comun cu Voronin. Sunt de reprezentanți, nu am să dau nume, sunt reprezentanții ai EIE-ului, vecinii noștri. Și din stânga și din dreapta, adică nu suntem acolo unde spuneți dumneavoastră. Vecinii sunt, au culori diferite. Și albastră culoare, și verde este acolo, puțin mai la vale. Da, sunt acolo mai multe culori în mahalaua noastră. Nu suntem în garajul lui Oleg Voronin. Nu aș vrea ca situația care s-a creat să-l facă pe acest proprietar pe care noi închiriem acest garaj din cauza problemelor care sunt ale noastre să ne scoată, dar oricum avem Docuceaiva, unde avem sediul acolo. Și în coridoare vom lucra dacă va fi nevoie. Ирина Ковал, продуктор. Я вижу здесь в основном молодые лица, и поэтому, ну, для вас вот сегодняшний день и все, что случилось с нами, это будет беспрецедентным историческим фактом, на котором вы присутствовали. Почему я так говорю? Потому что, загуглите, пожалуйста, придете. В 97-м году организовался НИТ. 15 лет будет в октябре. Посмотрите, что было в 97-м году со страной. Посмотрите, остался ли один частный канал за это время еще сохранившийся. Есть основатель вот канала здесь, может быть, тоже захочет сказать. 15 лет никому не мешал. Чего испугались сейчас? Вот этой команды пишущих, профессионалов? Нет, ребята, испугались.
профессиональной команды телезрителей, которые за эти 15 лет создались. А это и есть народ. Вот ответьте себе на эти вопросы. Понятно, что в сюжеты не войдет это все. Но для того, чтобы вы знали, сколько раз менялась власть, кто был у власти, и как НИТ работал, и как он единственный отстоял. Наверное, что-то есть больше, чем политика канала. Есть какая-то убежденность внутренняя, которую, к сожалению, не свернуть. И, как мы говорим, не все еще продано, не все еще предано. И мы будем бороться. В этой связи хотелось бы добавить, я хотел бы продолжить мысль моей коллеги Ирины. Дело в том, что мы сегодня собрались здесь не потому, что хотим подать голос в защиту чести, достоинства и права телеканала работать здесь, в Молдове, у себя на родине. Мы здесь собрались для того, чтобы подать голос в защиту наших телезрителей, этой армии, многотысячной армии телезрителей, которая нам звонит, посылает факсы, звонят приватно, звонят на офис, звонят нашим друзьям в качестве поддержки. И, в общем-то, это очень нас поддерживает, и нам это приятно. Мы сегодня еще собрались для того, чтобы еще подать, ну, наверное, голос и в защиту и наших коллег на других телеканалах. Потому что то, что сейчас происходит с нашим коллективом, ну, не является чем-то таким, знаете, узкоточечным ударом каких-либо там политических сил. Это может произойти с любым из нас, работая на любом другом канале. Мы хотим подать здесь, мы подаем здесь голос и даже в защиту того Координационного совета по телевидению и радиовещанию, который нас санкционирует, в защиту его беспристрастности и независимости, которую он декларирует, но не демонстрирует. Он уже стал, в принципе, ручным государственным агентством какой-либо там политической силы и, в общем-то, выражает здесь, наверное, волю, ну, конфликтов интересов в самом альянсе, сделав нас крайними. Поэтому здесь даже хотелось бы сказать, что, в общем-то, наша ситуация очень легко можно перенестись на любую ситуацию в любом трудовом, в любом коллективе, любого телеканала. И в этом, в общем-то, наверное, и главный смысл, и основной смысл нашей сегодняшней пресс-конференции. Мы не о себе печемся. Наша гражданская оппозиция как была, так и остается. На протяжении всех, я проработал 10 лет, вот в апреле исполнилось 10 лет, как я проработал на телеканале. Моя гражданская оппозиция осталась прежней. География моих поездок, и не только моих, а и наших коллег, это не только Санкт-Петербург, Москва, Вильнюс, Брюссель, Страсбург. Мы были практически в каждом селе Республики Молдова. Мы очень хотели, чтобы рядом с нами были коллеги других телеканалов. И пытались выяснить, как живут две старушки на 500 лет в месяц. Ромина, спуніть Ромина Кундрезнелу. Серджу, Лія. Vorbesc toți. Dar nu e ei toți. Noi nu vorbim română corect, ci doar română. Nu, nimeni, doar am întrebat. Nu. Eu mă uitam. Nu, vorbim limba de stat, după care română spuneți. Alte răspunsuri care au fost date în limba rusă. Nu am nimic, adică nu sunt. Nu, suntem jumătate la jumătate. Jumătate la jumătate. Deci în limba română la sex. Majoritatea dintre care sunt bilingvi. Кам жумать ложумать, если ты. И хотелось бы продолжить. Стас очень хорошо начал говорить по поводу того, что вообще в какую ситуацию поставили нас. Нас в смысле прессы. Что сегодня создался прецедент. Прецедент то, что просто подавили тех, кто ругал, тех, кто критиковал. Но каковы есть гарантии, что в принципе следующими не станете вы? Или вы, вот те, кто сейчас присутствует. Отношение к прессе было очень ярко продемонстрировано на этом историческом событии инаугурации президента. Когда всю прессу загнали в загон, и все это видели, и все это знали. И показали, где наше место. И нам сказали, вы придете туда, когда мы скажем, и выйдете оттуда тогда, когда мы скажем. И закрыли неугодных. Это что означает? Это означает посыл остальным, что, ребята, вы вот так не делайте. По стойке смирно. Стойте вот в том загоне, куда мы вас поставили. Иначе вы знаете, что может произойти. И вот в этом отчете Координационного совета, который был сделан по результатам этого мониторинга, совершенно красной линией идет. На каждой из 6 страниц Альянс критикует. А в каком законе сказано, что мы не можем критиковать? И почему мы не должны критиковать? У нас что, все так прекрасно, у нас растут зарплаты, у нас доступ к образованию, к медицине, у нас дороги. Мы все живем в этой стране.
чего от нас хочет Координационный совет по телерадиовещанию. Поэтому я говорю о том, что прецедент создан, и вам что тоже сказали, да? Вот, ребята, стойте в постойке смирно вот в том загоне. Только нет сюжета по этому поводу. Eu ca să fac un pluralism de voci aici în redacția noastră, doar aș vrea să completez, colegii mei au spus foarte multe lucruri. Eu vreau să spun că închiderea unui post de televiziune privat este doar o demonstrație a cinismului democrației moldovenești. Exact cu o săptămână în urmă, pe 5 aprilie, cu o mână s-a votat Ziua Libertății, iar cu altă mână s-a sugrumat libertatea de exprimare a Republica Moldova, închizându-se un post privat de televiziune, cum au spus colegii mei, cu o experiență de aproximativ 15 ani pe piața mediatică de aici. Concluzia vă aparține vouă. Mulțumesc! Conducătorul nostru, doamna Raileanu, vis-a-vis de subiectele problematice. Nu doar cu bodyguards, asta nu e problema noastră, e o problemă. Îmi cer scuze că intervin. Lia a fost cea care a fost oprită de doi bodyguards tocmai. Cred că data viitoare o să ne luăm noi bodyguards-ii. Dar revenind la problemele pe care noi le ridicăm și ca răspuns, primim un calificativ de la domnul Damaschin, despre care la fel am făcut mai multe subiecte și Comisia Parlamentară Mass Media nu s-a autosesizat. Rămâne să așteptați deja voi deocamdată un răspuns de la ei, doamna Fusu, tot așteptăm să se sesizeze. Domnul Damaschin ne-a calificat drept o tumoare malignă pe care trebuie să o extirpeze cât mai curând ca să nu se îmbolnăvească toată. Ținând cont de subiectele pe care noi le-am abordat, cred că mai degrabă suntem una benefică, chiar dacă în opinia lui și în ochii lui suntem o tumoare. Asta vroiam să vă spun. Și colegii cred că au văzut de câte ori încercam noi să asigurăm pluralismul și cum eram tratați. Sigur că întrebările incomode deranjează. Eu pot să aduc și exemplu cu ușa trântită în față și mai mult. Și cu camere sparte și cu camere închise și cu microfoane răsturnate. Nu e ușor, nu ne plângem, asta e meseria. Cred că și dumneavoastră ați fost în aceeași situație. Doar că acum sunteți un pic mai fericiți. Și stimate coleg, profesionalismul nu constă doar în faptul de a cunoaște foarte bine și fluent limba română sau orice limbă pe care vorbim. Profesionalismul constă în poziția civică pe care o ai și în potențialul de a o putea apăra. Profesionalismul unui jurnalist constă în faptul de a reuși să găsească limbaj comun atât cu prim-ministrul țării, mult iubit al nostru, și cu o băbuță de la piață care plânge că nu are pe ce cumpăra un covric. Profesionalismul constă în potențialul de a reuși să pui pe hârtie ceea ce, nu doar ceea ce crezi tu și ce simți față de ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar și față de... Știți, eram la ședința de guvern atunci când a fost pus întrebarea de către jurnalistul NIT, când domnul Filat nu a răspuns. Între toți jurnaliștii care erau în sală, a sunat doar o întrebare în limba rusă și atunci a fost întrebat cine este ăsta. Adică eu, părerea mea personală, că dacă avea să fie aceeași întrebare dată în română, adică nu avea să... Credeți că noi am testat în ambele limbi, poate să încercăm și într-o altă limbă să-i vorbim ca să ne audă, dar credeți-mă, de câte ori am fost refuzată de la acea tribună, eu personal vă spun. Și credeți că pot adresa în două limbi și în trei dacă este nevoie. Dar nu am răspunsul pe care îl aștept. Asta e problema. Nu contează, cred că, limba pe care o vorbim. Contează mesajul pe care îl transmitem. Să nu uităm că totuși avem o societate destul de diversă. Noi avem și bulgari. Oleg, задай вопрос, пожалуйста, на болгарском. Пожалуйста. Я задавать вопрос на болгарском не буду, я вот скажу. На болгарском, пожалуйста. Моим коллегам вас скажу. Очень коротко. Значит, я работаю, вот Стас на нити работает 10 лет, я поменьше, но в журналистике тоже давно. В свое время, в середине 2000-х, я и, наверное, многие мои коллеги уставали ездить, например, в село на открытие газопровода, открытие Джурджулешт. Нам казалось, ой, опять поедем в правительство, там сообщат о каком-то повышении, там чего-то такого. Вот сейчас нам этого не хватает. Вот мы бы с удовольствием съездили в село в каком-нибудь Дюшанском районе и сняли бы, как господин Филат перерезает, пусть зеленую ленточку, мы снимем это и покажем, вот, и скажем. Ну, что тут скажешь? Он же открыл этот газопровод, люди счастливы.
или кусочек дороги, да, или например... еще какое-то предприятие. Мы будем снимать, но этого нет, этого не происходит. А что нам остается показывать, когда этот трехголовый змей каждый день головами переругивается? Он переругивается, мы показываем. Это причем тут зеркало, если проблемы с головами? Да, зеркало иногда бывает чуть замутненное, не всегда чистое. Мы его подтираем, но картинка не меняется в нем. Там три головы, и они изрыгают огонь. Нам что, голову рубить? Мы их не рубим. Они нас рубят. Я хочу еще сказать, как руководитель нескольких программ, в том числе не имеющих отношения ни малейшего к политике. Я автор программы «Микроэкономика», допустим. Это социально-экономические вопросы, к которым еще можно придраться. Хотя я лично обращала и в письменном виде, и в устном виде запросы в Министерство экономики, ключевые структуры, да, которые имеют отношение к тематике моей программы, не политические. Министерство сельского хозяйства, социальной защиты, где мне, я из Министерства экономики ждала полгода ответа в виде формулировки «нет, мы все еще заняты». В Министерстве сельского хозяйства мне сказали прямым текстом: «В нашем министерстве, вашему каналу не даст интервью никто, потому что вы прокоммунистический канал». Насчет того, прокоммунистический мы или нет, оставим этот вопрос, да? Но даже если 40% избирателей, которые придерживаются другой точки зрения, они что, не граждане? Они что, не вправе иметь другую точку зрения? Они не вправе получить информацию у той или иной структуры? Теперь по поводу лжи. Дамна Адела сказала, что мы солгали в том, в этом. Мне лично сказали в Министерстве сельского хозяйства, что я солгала в своей программе о том, что хлеб подорожает, потому что не производятся государственные закупки. И качество зерна очень низкое, и оно экспортируется. Скажите, потом правительство не приняло решение о приостановке экспорта? И потом не поднялись цены? Скажите, Ниниц сказал впервые, вот у нас Ольга, ее знают в лицо каждый житель Кутулморий, о том, что дома в Кутулморий не будут сданы в срок. Сколько раз господин премьер-министр сказал, что Нит лжет? А вы съездите, посмотрите, там все дома до сих пор сданы в эксплуатацию? И качество этих работ. Значит, когда потом другие каналы об этом говорят, это перестает быть ложью. И по поводу еще одной программы. Я руковожу совершенно невинной программой «Школа потребителя». Вот даже этой программе о защите прав потребителя во всех структурах отказывают в интервью, просто потому что она снита. И как мне сказал один из знакомых мне пресс-секретарей одного из ведомств, вы в черном списке. Это демократия. Поставить канал в условия, когда он не может работать, и потом наказать за то, что он не может работать. Numai să ne întrebăm. Eu vă sunt numele întregii echipe foarte recunoscătoare că ați găsit timp să veniți la această conferință de presă. Sperăm și ne dorim foarte mult ca în cel mai scurt timp să nu stăm așa separat. Nouă ne convine mai mult să stăm acolo unde stați dumneavoastră, adică noi să formulăm întrebările. Ne dorim ca în câteva zile să revenim în echipa voastră. Vă mulțumesc! Apar nu можно предложить подать CV на NIT. Все, кто за NIT, подписи принимаем на тенчер.